Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi, războiul ruso-japonez, lupta ce avea să influențeze evoluția ordinii mondiale. Unul din războaiele cele mai importante ale secolului 20, care avea să aibă consecințe importante asupra evoluției ordinii mondiale, e războiul ruso-japonez din 1904-1905. Din păcate, acesta e un subiect prea puțin abordat și promovat în istoriografia occidentală. Mulți observatori militari și jurnaliști occidentali au fost martori la războiul ruso-japonez și au văzut efectele artileriei, a războiului de tranșee, a minelor și mitralierelor. A fost un război care prefigura marile bătălii din primul război mondial, dar nici participanții, nici observatorii n-au învățat nimic din această lecție. Niciunul din observatorii occidentali, martore incompetenței rușilor și a fanatismului japonezilor, nu și-au putut imagina că propriile lor conflicte, care aveau să izbucnească un deceniu mai târziu, se vor desfășura la fel. Războiul ruso-japonez a avut loc în perioada 1904-1905 între Imperiul Rus, condus de Nicolae al II-lea, și Imperiul Japonez, condus de Împăratul Meiji, cunoscut ca și Meiji cel Mare. Războiul din 1904-1905 s-a purtat pentru controlul asupra extremului Orient, mai precis asupra Coreei și Manciuriei, teritorii care nu aparțineau însă niciunuia dintre cele două state combatante. Conflictul dintre cele două imperii s-a născut din slăbiciunea unui al treilea, Imperiul Chinez. În 1894-1895, Japonia învinsese China, preluând controlul asupra Coreei, Taiwanului, insulelor Penghu și peninsula Liaodong din Manciuria. La doar câteva zile după semnarea tratatului chino-japonez, Rusia a reușit să obțină acordul guvernelor francez și german pentru formularea unei cereri comune privind renunțarea la peninsula Liaodong, de care rușii erau și ei interesați. Portul rusesc din extremul orient, de la Vladivostok, punctul terminus al căii ferate transiberiene, era blocat din cauza ghețurilor tot timpul anului, în afara lunilor de vară, astfel că în 1898 Rusia a semnat un tratat cu China prin care era permis să stabilească baza navală la Port Arthur, la capătul peninsulei Liaodong, la circa 400 de kilometri est de Beijing. De asemenea, rușii obțineau concesiuni asupra exploatării forestiere și miniere în Coreea. Ulterior, Școala Boxerilor din 1900 a servit drept pretext pentru ca Rusia să aducă 177.000 de soldați în Manciuria pentru apărarea intereselor sale, în timp ce soldații chinezi erau evacuați din provincie. Japoniei a fost atunci clar în ce direcție se îndreptau lucrurile. Și englezii au fost alarmați de măsurile preluate de Rusia, astfel încât au forțat guvernul chinez să închirieze portul din Weihaiwei, aflat la circa 250 de kilometri sud de Port Arthur, de unde puteau monitoriza evoluția situației. Negocierile din 1903-1904, care urmăreau ca Manciuria să revină Rusiei, iar Coreea Japoniei, au fost ruinate de aspirațiile țarului Nicolae al II-lea, care dorea să obțină mai mult pentru a-și întări poziția precară pe plan intern. Conflictul a izbucnit datorită ambițiilor imperialiste de ambele părți, fiecare imperiu în parte dorind să anexeze Manciuria și Coreea. Rușii doreau să-și extindă granițele până la întâlnirea cu apă care să nu înghețe, japonezii doreau să se pună la adăpost față de tendința rusă de a anexa alte teritorii. Printre alte consecințe, acest război a pus și bazele primului război mondial, sunt de părere istoricii. A fost un război purtat pe seama unei Chine aflată în declin. Țarul Nicolae al II-lea nu-și dorea personal un război cu Japonia, dar existau persoane în anturajul său care aveau interese comerciale în zonă. În cele din urmă, țarul s-a lăsat convins că Japonia nu va îndrăzni să se confrunte cu Imperiul Rus. Și, chiar dacă un război ar fi izbucnit, ar fi fost unul scurt, iar victoria guvernului rus ar fi unit națiunea în jurul țarului și ar fi dus la dispariția nemulțumirilor populației. Se va dovedi că rușii au făcut o mare greșeală, subestimându-i pe japonezi, care au intrat în secolul 20 cu mare ambiții de extindere teritorială. Europa versus Imperiul Japonez. Primele mișcări expansioniste din partea Imperiului Japonez sunt atestate cu un deceniu înainte de izbucnirea războiului cu rușii din 1904, în anul 1894. China avea de suferit de aproape un secol
De pe urma mai multor umilințe la care a fost supusă, toate ambițiile puterilor imperiale occidentale au surpat treptat prestigiul dinastiei Qing. Cu timpul, cordonul de siguranță al Chinei privind protecția împotriva puterilor occidentale a fost slăbit. Asupra Chinei s-au exercitat mai multe presiuni din partea marilor puteri europene care și-au manifestat controlul și influența asupra piețelor economice profitabile chineze. Acestea, până la dinastia Qing, fuseseră inaccesibile Occidentului. Accesul în piața din China ajunsese atât de mare încât mai multe puteri europene aveau dreptul să închirieze orașe sau chiar regiuni întregi de pe teritoriul chinez. În tot acest timp, Imperiul Japonez s-a reorientat încercând să capete accesul pe piețele și în porturile altor țări. Astfel, ca o prelungire a extinderii influenței japoneze, Coreea devine un obiectiv aflată pe atunci încă sub influență chineză, al cărei imperiu, deși slăbit, încă reprezenta un adversar de temut. Primul război chino-japonez s-a încheiat cu o militoare înfrângere a Chinei, oferindu-i astfel Japoniei ocazia de a stabili o nouă poziție, fiind acum cea mai mare putere regională. În urma conflictului, Taiwan devine primul teritoriu anexat de Japonia, în același timp Coreea intră în sfera sa de influență, devenind un teritoriu mult mai ușor de integrat. De asemenea, victoria trebuia să-i permită Japoniei să anexeze peninsula Liaodong, un obiectiv ce n-a fost atins pe baza intervenției Rusiei, ajutată de către Germania și Franța. O intervenție ce a forțat Japonia să renunțe la toate pretențiile sale expansioniste asupra zonei, fiind forțată să elibereze noile colonii europene de pe teritoriul chinez. Zone unde Rusia își va manifesta influența după numai 5 ani de la încheierea acestui conflict, culmea puterii ruse pe teritoriul chinez e atinsă prin înființarea portului Arthur din Liaodong. Prin urmare, intervenția rușilor deja restrânge raza expansionistă a epocii Meiji. Războiul dintre Japonia și Rusia 1904-1905. În timpul negocierilor, dinaintea izbucnirii războiului, rușii au tot tras de timp, refuzând să ia în serios pe japonezi. În cele din urmă, japonezii au decis să facă pasul decisiv. În noaptea dintre 8-9 februarie 1904, japonezii au lansat un atac simultan asupra flotei rusești de la Port Arthur și Chemulpo. Japonia a văzut în Rusia un inamic datorită politicii sale expansioniste, așa că propune Rusiei să-i recunoască dominația asupra Coreei, la schimb pentru recunoașterea dominației ruse asupra Manciuriei, dar rușii refuză, propunând să existe un teritoriu neutru între granițele lor. Astfel, teritoriul corean de la nord de paralela 39 ar fi trebuit să fie un teritoriu tampon între cele două mari puteri imperialiste. Imperiul japonez refuză propunerea rușilor și intră în război împotriva Imperiului Țarist, începând ostilitățile în data de 9 februarie 1904, printr-un atac surpriză împotriva flotei rusești din Pacific, la Port Arthur, China. Războiul dintre Imperiul Rus și Imperiul Japonez a constat în două mari conflicte militare, bătălia din Portul Arthur și bătălia de la Liaodong. În bătălia din Portul Arthur a constat în atacul marinei imperiale japoneze împotriva flotei ruse din Orientul îndepărtat din Portul Arthur. Sub conducerea amiralului Togo Heihachiro, armata japoneză trimite nave torpiloare pentru a ataca navele rusești, astfel distrugând trei din cele mai importante nave rusești, Cesarevici, Redvizan și Palada. Pe 8 februarie, mai precis, amiralul japonez Togo lansase un atac surpriză împotriva flotei rusești, distrugând trei nave, între care și crucișătorul Palada. La 3 ore după acest atac, Japonia declara război Rusiei. Aceeași tactică avea să fie folosită aproape 4 decenii mai târziu în atacul de la Pearl Harbor. Au urmat mai multe acțiuni navale care n-au decis însă soarta conflictului. Pe 12 aprilie, două nave rusești mai vechi au reușit să părăsească Port Arthur, dar au dat peste mine japoneze și s-au scufundat în câteva minute. Amiralul Makarov avea să moară atunci la bordul navei Petropavlovsk. A doua zi după acest atac începe bătălia din Portul Arthur, în mod surprinzător, rușii acționează precaut în ciuda faptului că în urma acestui atac surpriză, mare parte dintre navele rusești au rămas intacte. Rușii au înțeles capacitatea extraordinară a japonezilor de a duce lupte pe mare, motiv pentru care nu s-au avântat în larg.
Navele care au făcut fața atacului japonez tot n-au scăpat nevătămate. Nava Pobieda a reușit să se întoarcă înapoi în port, însă a fost grav avariată. În următoarea lună a fost rândul rușilor să scufunde două nave de lupte japoneze. În data de 12 aprilie 1904, navele de luptă Petropavlovsk și Pobieda au putut să părăsească portul Asher, însă n-au reușit să scape de amenințarea distrugerilor, lovind niște mine imediat după ce au ieșit în larg. Nava Petropavlovsk s-a scufundat pe când Pobieda s-a întors foarte avariată în port. Armata rusă a făcut față acestor bombardamente și atacuri surpriză necruțătoare, reușind să-și ia revanșa prin mai multe atacuri ce au destabilizat armata japoneză și chiar avariat mai multe nave de luptă nipone. Reușite notabile, care însă n-au stăvilit avântul japonez, rămânând încă o putere importantă din portul Arsenal, armata japoneză continuând atacul cu aceeași intensitate devastatoare. Bătălia de la Liaodong a reprezentat o revenire a armatei japoneze care a avut de suferit după urma atacurilor și luptelor purtate pe uscat. Aceștia s-au repliat datorită persistenței lor, astfel forțele armate rusești trimise în ajutorul celor din Port Arthur au fost învinse în bătălia de la Liaodong. Odată câștigat teritoriul acesta, japonezii s-au angrenat în atacuri distrugătoare asupra navelor rusești. Armata nipona a atacat de pe uscat navele rusești acostate în golf cu ajutorul tunurilor. Până la sfârșitul anului 1904, marina japoneză a scufundat toate navele flotei rusești din Pacific. Încheierea războiului ruso-japonez. Pentru ca Japonia să se impună ca putere greu de învins, a fost nevoie de alte bătălii care au însemnat pierderi importante de vieți omenești și multe resurse cheltuite. Bătălia de la râul Yalu, bătălia de la Marea Galbenă, redislocarea flotei baltice, campania din 1905, bătălia de la Sandepu, bătălia de la Mukden și bătălia din strâmtoarea Tsushima. A fost o victorie deloc primită ca atare, fiind considerată mai mult o lipsă de respect. Japonezii s-au simțit cumva trași pe sfoară. Un sentiment de regret a cuprins întregul popor, o dezamăgire ce a contribuit la dorința acestora de reafirmare în primul război mondial. În bătălia de la Mukden, japonezii obțin o victorie importantă, dar cu un cost foarte crescut. Armata sa fiind serios decimată, cu un efort susținut, marina nipoană câștigând războiul. Apoi amenințarea rusă nu dispăruse, armata rusească primise întăriri. Flota baltică sosind în luna mai a anului 1905, dar care după o călătorie de 20.000 de mile, o distanță enormă pentru acele timpuri, mai avea de înfruntat alte pericole, fiind nevoită să navigheze în Marea Japoniei pentru a ajunge în Port Arthur, o destinație inaccesibilă lor. Japonezii descoperă navele rusești pentru că navele care oferau ajutor, nave spital celor răniți, au aprins luminile noapte, așa că din nou, sub conducerea amiralului Heihachiro, marina nipoană formează o blocadă între navele rusești și Vladivostok, unde ar fi trebuit să ajungă. Astfel se declanșează bătălia din strâmtoarea Tsushima din data de 27 mai 1905. În timpul acestei bătălii, rușii pierd peste 5.000 de oameni și 8 nave. După această înfrângere cruntă, rușii sunt obligați să accepte capitularea și un acord de pace. Rusia avea să piardă toate bătăliile directe. În cele din urmă, Theodore Roosevelt, președintele american, a intervenit ca negociator al păcii și în august-septembrie 1905 a găzduit conferința de pace la Portsmouth, New Hampshire. Tratatul de pace care a urmat, pentru care americanii prin Teddy Roosevelt au jucat rolul de intermediar, îi forța pe ruși să părăsească Manciuria și Port Arthur. În 1910, japonezii au anexat și Coreea. Încă din ianuarie 1905, Roosevelt scria că dacă Japonia încearcă să câștige de pe urma victoriei sale în războiul ruso-japonez mai mult decât ar merita, își va atrage împotriva sa toate marile puteri și oricât de hotărât ar fi, nu va putea face față unei lumi aliate. Țarul a refuzat să plătească indemnizații de război Japoniei, iar guvernul de la Tokyo, având probleme cu dobânzile împrumuturilor de război, a fost nevoit să cedeze în această privință. Astfel, Japonia, deși a câștigat războiul, a trebuit să se mulțumească cu concesiunea peninsulei Liaodong și cu jumătate din insula Sahalin. În plus, Rusia recunoștea Coreea ca făcând parte din sfera de influență a Japoniei și accepta să evacueze Manciuria.
New York Times avea să scrie despre acordul de pace că o națiune învinsă în fiecare bătălie a războiului, cu armată capturată și alta înfrântă, cu o flotă distrusă, și-a dictat proprii termeni asupra victoriei. Japonezii aveau să protesteze din cauza termenilor acordului de pace, învinuindu-i pe americani că le-au furat răsplata meritată prin concesiile făcute Rusiei. Conferința de la Portsmouth reprezintă punctul de început al suspiciunilor și rivalității dintre japonezi și americani, ce aveau să culmineze prin atacul de la Pearl Harbor. Războiul ruso-japonez s-a sfârșit așadar cu prima mare victorie militară modernă a unei țări asiatice asupra unei puteri europene. Înfrângerea Rusiei a fost un șoc pentru Occident, întărind imaginea Imperiului Țarist ca putere aflată în declin. Japonia a avut mult de câștigat și în plan simbolic, ea căpătând un prestigiu imens atât în Asia cât și în Occident, unde a început să fie considerată o națiune modernă. Războiul ruso-japonez sau Războiul Mondial Zero. Analizele marilor războaie din secolul al XX-lea, primul și al doilea război mondial, sugerează că la baza acestora s-ar afla războiul ruso-japonez. Despre cel de-al doilea război mondial s-a spus și scris de nenumărate ori că e de fapt o repercusiune a primului război mondial. Prin urmare, trebuie să urmărim, acum, consecințele războiului ruso-japonez care au contribuit la declanșarea primului război mondial. Consecințele acestui conflict dus de Rusia alături de Germania și Franța s-au simțit încă din 1905, când a fost tras ultimul foc de armă. Mai multe probleme ale acestui conflict ruso-japonez s-au transferat în primul război mondial, o perspectivă propusă pe baza distanței mici de timp atât dintre cele două conflicte. Marele război s-a declanșat în 1914. Japonia intră în primul război mondial alături de puterile Antantei, din care mai făceau parte Franța, Imperiul Rus, Imperiul Britanic, Italia și Statele Unite, cu scopul de a-și extinde din nou sfera de influență asupra Chinei. Pe lângă asta, după victoria din 1905, a dorit să stabilească la nivel mondial statutul de mare putere geopolitică. Ambițiile celor două popoare, atât rus cât și japonez, au condus la revoluții interne. Războiul a necesitat sume mari, ambele părți au avut pierderi însemnate. Poporul japonez nu a fost mulțumit de datele armistițiului dintre cele două mari imperii, așa că tratatul de la Portsmouth din 5 septembrie 1905, propus sub îndrumarea președintelui american Theodore Roosevelt, care a primit și premiul Nobel pentru pace pentru recompensarea eforturilor sale diplomatice. Victoria Japoniei asupra uneia din cele mai mari puteri occidentale a fost un fel de semnal de alarmă. Faptul că o putere neeuropeană, prin urmare necolonizatoare, însemna apusul marilor imperii occidentale. Rusia s-a văzut răzbunată abia în iulie 1939, când japonezii au invadat Mongolia, iar mareșarul Zhukov, cu 58.000 de soldați, 500 de tancuri și 250 de avioane, i-a învins pe japonez, 61.000 de victime, în bătălia de la Khalkhin Gol. Unii istorici consideră această bătălie începutul celui de-al doilea război mondial pe frontul asiatic, cei drept, respingând deci viziunea europocentristă, așa cum unii au văzut în războiul din 1904-1905 un episod antemergător al primului război mondial, fiind vorba de primul război modern prin prisma armelor folosite și a numărului mare de victime, 130.000 în total. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!